Mulțumesc, Alina. Un șofer de tir din Gorj se află printre cei 5 români implicați în carambolul de pe autostrada M1 din Ungaria. Bărbatul a anunțat pe Facebook că se află într-o stare bună acum, însă după ce și-a văzut moartea cu ochii. Un alt român rănit în accident se află însă în continuare pe patul de spital. Vă reamintesc, trupul neînsuflețit al unui bărbat de 44 de ani a fost găsit sub o mașină care a ars după impact. Alte 39 de persoane au fost rănite, dintre care 10 copii. Tragedia s-a produs după ce un șofer de camion orbit preț de câteva momente de praful dens provocat de o furtună de nisip a intrat pe contrasens. Și stăm de vorbă despre ceea ce s-a întâmplat acolo cu domnul Bogdan Antonescu, expert în fenomene meteo extreme. Aflăm cum a fost posibilă acea furtună de nisip din Ungaria în care au fost prinși și ați văzut inclusiv români și răniți unii dintre ei. Mulțumesc foarte mult pentru prezența la Antena 3. Bună ziua! Cum se explică ceea ce s-a întâmplat acolo, această furtună de praf iscată din senin, spun cei care au dat declarații în fața jurnaliștilor? Vântul sufla cu foarte mare putere, a fost vorba despre un ciclon care traversa zona respectivă sau cum se explică ceea ce am văzut pe autostrada M1? Exact, cea mai bună explicație este cea legată de prezența acestui ciclon, o furtună care s-a format pe Atlantic, care apoi s-a deplasat peste Europa, este în continuare în evoluție, dar acum nu ne mai afectează pe noi foarte mult. Și acest ciclon a adus cu sine vânt foarte intens. Că dacă ne uităm la, inclusiv la avertizările care au fost date de Serviciul Meteorologic din Ungaria, ele au fost pentru vânt intens. Deci au fost avertizări de cod portocaliu pentru vânt foarte intens. Ce înseamnă aici, vânt intens? Cu cât sufla vântul în momentul acela acolo? Peste 100 de kilometri la oră? Da, peste 100 de km la oră a fost recordul înregistrat la o stație din Ungaria și e posibil să fie, dacă recordul este omologat, e posibil să fie vântul cel mai intens înregistrat vreodată în Ungaria. Dar vânt foarte intens, asociat cu această furtună, undeva la 120 de km, a fost raportat și în Marea Britanie. Deci e o furtună, un ciclon care s-a deplasat peste Europa și care a dus cu sine vânt intens. De aici pare că acest fenomen a apărut din senin. Problema cea mai mare nu este legată de prognoza acestui fenomen, pentru că el a fost prognozat și avertizat, ci de interacțiunea cu solul. Practic, în zona respectivă, probabil că au fost făcute lucrări agricole, a fost o zonă în care nu a plouat de ceva vreme și atunci solul a fost foarte uscat și atunci, odată ce acest vânt pătrunde în zona cu solul uscat, ridică de la suprafață praful, care este foarte fin și care în felul ăsta rămâne în suspensie în atmosferă și atunci reduce substanțial vizibilitatea până aproape de zero și evident are un impact foarte mare asupra traficului. Undeva la 30 de kilometri de Budapesta a avut loc acest accident cumplit în lanț. Și o ultimă întrebare, aș vrea să ne explicați puțin de ce au povestit toți șoferii faptul că dintr-o dată s-a întâmplat lucrul acesta și că nu a fost o porțiune, să spunem, cu o vizibilitate ceva mai bună ca apoi să se înrăutățească lucrurile. Povestesc că dintr-o dată n-au mai văzut, s-a ridicat acest nor de praf și n-au mai văzut absolut nimic. E posibil să fie din nou parte legată de cel mai probabil parte legată de praf, pentru că în alte regiuni vântul a bătut, dar nu a putut să ridice praful de la suprafață. Iar în momentul în care vântul a ajuns în zona cu praf foarte fin și l-a ridicat de la suprafață, lucrurile par să apară din senin brusc într-o anumită regiune. Iar fenomenele acestea sunt extrem, adică imposibil de prognozat. Putem să prognozăm vântul, dar nu putem să știm în detaliu care sunt efectele la suprafața solului, dacă acolo e praf, dacă au fost lucrări agricole și lucruri de genul ăsta. Și atunci senzația că totul apare brusc și are un impact foarte mare.